Văd așa foarte multe bărbi în adunare, foarte multe. Aș vrea să întreb, asta de unde o aveți? A crescut băiatul, mami. Ca asta cu barba a apărut acum, nu de mult, iar o apărut la modă. Și când îi întrebi, mă, omule, de ce nu te barberești? Că nu-i nimeni ca mine. Dar el nu spune că îl chinuie un duc rău, un duc din lume, îl chinuie și nu-l lasă să se îmbrace cum trebuie și să se barberească cu Dumnezeu. Răci plâng de bucurie. Parcă vine din păduri de undeva. Dumnezeu să ne ajute. Deci eu vă spun că asta e moda care i-a apărut acum și ne lăsăm duși de vară. Ne convine, facem economie cu banii care ar trebui să-i dăm pe biguri și o să facem mare avere. Mi-am dat anii tinereții să-mi văd mulțumirea vieții. Vezi surorile pe stradă, le cad baticurile din cap. Să vă întreb așa, de ce vă cad baticurile și prin adunare și prin... Nu le puteți lega bine? Am văzut o grămadă de surori, le cad baticul din cap. De ce te-ai supărat pe mine? Ce zici așa dacă ai avea nevoie de un înger să te izbăvească într-un accident, într-o nenorocire și în momentul ăla s-o căzut baticul? Doamne, ce urgie nedorită! Asta e adevăr din Biblie, nu-i cultură. Faceți cumva așa să nu vă mai cadă baticul din cap. Rezolvați problema asta. Nu mă fă să-mi pară rău. O fi umblat și Fecioara Maria, așa? Îmi permit să spun o lucrare care am avut-o când aveam 8 ani. Am venit într-o zi de la școală și dintr-o dată am auzit o voce la urechea mea care pe un ton poruncitor mi-a spus: fică, acea voce era Domnul care mi-a spus: de ce v-am dat sprâncenele? Ca să le pensați? Genele, ca să le rimelați, să le alcuiți, să le faceți mai stufoase? Când v-am făcut unghiile, vi le-am făcut verzi, vi le-am făcut albastre, vi le-am făcut culoarea potrivită, de ce încercați măcar un pic să le modificați? Și am zis: Doamne ferește, dar eu nu fac așa ceva, eu sunt mic acum, am doar 8 ani, sunt un copil. Și nu, eu îți spun ție, fiindcă o să crești și diavolul o să vină la tine cu aceste ispite. Și am zis: Domnul, taci, ascultă, că ce trebuie să vestești această lucrare altora care fac asta și să le spui să se corecteze. Tu taci și spune că dacă nu, mai bine să fii scoasă de ea afară de biserică decât să sufe pe deasa mea. Tu, dragă femeie, te-ai întrebat vreodată dacă îți poți pierde mântuirea din cauza machiajului? Acest mesaj scoate în evidență voia lui Dumnezeu cu privire la acest aspect neînsemnat, așa cum este numit în creștinismul modern. După cum bine vedem, atât în scriptură cât și în istorie, machiajul este categoric o practică păgână. Dumnezeu detestă această practică. Dumnezeu pune practica fardatului pe aceeași linie cu a curviei. Renunțând la această practică din viața ta, ai mai urcat o treaptă uriașă înspre cer. Categoric da, mântuirea ta poate fi pierdută. A spus un proroc tânăr, se făcea că o femeie, o soră care era în adunare, urca pe niște trepte spre amvon și călca foarte apăsat cu tocul. Și când colo imaginea se schimba, și se făcea că ea călca cu tocul pe anumite versete din Biblie, se făcea gaură acolo și nu se mai vedea ce-i scris. Femeia asta nu avea nici capul acoperit și călca, între altele, și pe versetele acelea cu acoperirea capului. Și o s-a speriat, a fost o voce, cu femeia aceasta și cu slujitorii acestei biserici mă voi întâlni în ziua judecății. Pentru toată fapta ta, tot Domnul te-o judeca. Am fost șocat. Femeia asta nu avea nici capul acoperit. La îndemnul Duhului Sfânt am căutat și am studiat și am văzut că îmbrăcămintea unei femei și chiar la bărbat nu sunt pantalonii. Nu sunt pantalonii. Și felul de haină, stilul de haină, pardon, pentru Adam și pentru Eva, cuvântul respectiv în original, nu este, nu știu, este robă, ca și Domnul Iisus, cum era îmbrăcat în robă. Uite așa, aș vrea să mor. Așa ar trebui să fie oamenii îmbrăcați, îngerii la fel sunt și... Na... Vino, mamă, să mă adezi, îmbrăcat ca-i nevezi.
Biblic nu e bine alcoolul. Eu beau ceai de măceș. Ce creștin este ăla care să bea? Alcoolul, fermentarea, nu vine din grădina Eden. Fermentarea nu e căzută din rai. Nu, dragilor, Biblia e clară. De ce nici măcar să nu ne uităm la vin? Păi o făptură nouă nu înseamnă deloc moderat. Cum poți să bei jumate de sticlă de vin ponderat în numele lui Iisus? Eventual poți să bei niște ulei de măsline. Ce treabă are alcoolul cu sfințenia? Eu n-am înțeles ce treabă are asta. Am stat aici aiurea, chiar aiurea. Nu o să predic Evanghelia, mă ocup de nimicul din ăsta. Nu mai ascultați pe nimeni pe internet. Să sperăm că Domnul vă deschide mintea să luați seama ce vă spun aici. E spre folosul vostru că eu sunt aici. Pentru că ce vă spun eu vouă nu o să vă spună nimeni. Într-o zi o să ne întâlnim. Mai bine stai față în față cu mine decât față în față cu Hristos, îți spun eu. Vinul e bun, dar sufletul meu. E păcat să porți o barbă normală. Nu știu care barbă e normală. Iubiții mei, eu vreau doar atât să spun. Sunt în Biblie două lucruri, principii și rânduieli. Principiu, nu punem la învo un om care trăiește în păcat. Asta e principiu, da? Rânduiala. La noi la Deva, cine poartă barbă, 2-3, nu slujesc. Poți să vină în biserică, pentru slujire noi avem niște pretenții. De ce spunem asta? Pentru că dacă într-o biserică 99% nu poartă barbă și eu vin să port barbă, așa e că înseamnă o ascultare foarte mare de frații slujitori, de biserică și cântarea mea va fi numai cu amin și cu aleluia la final. Nu, e clar că este o potignire. Dar eu ce vreau să spun, cine slujește în față trebuie să fie un exemplu pentru alții. 99% din cine poartă barbă o poartă ca să fie diferit, să arate cu ceva, da? Credeți că mi-e mic, ușor să mă bărbăresc? Îmbrăcat la patru ace, ești bărbatul care îmi place. E clar. Ești bărbatul meu fatal. Surorilor, fete și doamnelor, de aceea să nu mai veniți cu fustă scurtă la biserică. Pentru că băieții sunt echipați biologic, cu percepție sexuală, dar ochiul lui n-are competență morală să facă diferență între picioarele lui nevastă sa și picioarele lui vecină sa. Nu, când vede piciorul de femeie, e gata. De ce femeile își fac buzele roșii? De pe față, cele mai senzuale sunt buzele și ochii. Orice băiat de aici știe că atunci când vede o fată care face așa, e gata. Ai buzele femeilor, îți mint ele bărbaților. Sau așa. Mândruță cu ochi de mură. Pentru un băiat, astea sunt gesturi cu încărcătură erotică. Ai nu dură ni noaptea în gură. Că eu vă spun ceva, rap-ul, jazz-ul, alte forme de muzică, da? Eu vă pun întrebarea aceasta. Cine a fost cel care a venit cu stilul ăsta de muzică? Câtă vreme nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Atunci, de ce îl facem pe Dumnezeu second hand? Adică noi implementăm și luăm muzica pe care diavolul a început să o contureze și să o creeze și venim noi și o luăm și o implementăm în viețile noastre, în bisericile noastre, tocmai datorită faptului că ne place nouă stilul ăla de muzică. Câte vreme nu este Dumnezeu inițiatorul unui stil de muzică, înseamnă că muzica e nu de la Domnul. Și foarte simplu și ușor, da? Muzica e viața mea. Ai, ai, ai. Încă o dată, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, poate Domnul să facă orice stil de muzică ca noi să putem să ascultăm, da? Ce m-aș face fără ea? Ai, ai, ai. Aibă Domnul milă. L-ascultam pe fratele Melen cum Domnul îi dădea cuvânt și mă uitam și în dreapta și în stânga lui erau două flăcări și la gura lui o a treia flacără. Și flacăra aia cum intra peste adunare. Dar să știți că eu nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul acesta dacă nu se bărberea. Și el și Nathan. Ei până sâmbătă aveau bărbi. Și acum nu mai au bărbi. Vă dați seama ce s-a atins Domnul de ei? Numai că s-a pocăit puțin, Domnul a coborât peste ei, da? Am visat un om cu barbă. Eu am apreciat foarte mult că ei au ales între barbă și slujire, au ales să slujească lui Dumnezeu. Un bătrân cu barba galbă îmi spunea pe barba mea. Astăzi am ales tema aceasta, învelirii capului. Și Biblia zice semnul stăpânirii este, Dana? Baticu. Baticu. O femeie care
are capul dezvelit va face bărbații să împăcătuiască. Cea mai atractivă parte a unei femei nu sunt părțile acestea sexuale, este frumusețea ei, fața, cum arată la față. Atunci când o femeie își acopere părul, atunci frumusețea femeii este păstrată doar pentru bărbatul ei. Când văd părul tău. O femeie care umblă cu părul dezvelit nu va avea nicio protecție spirituală în a-i face pe alți bărbați să păcătuiască. Ce vină am, că ești așa frumoasă. Vreau să spun că Dumnezeu îți cere să-ți acoperi cap ca să ajungem în împărăția Lui. Cu părul tău, Dana? Aș vrea să mă joc și eu. Baticu. Când face soțul tău. Baticu. Câteodată. Când stai la o casă, la un magazin, eu mă uit la o pocăită ce are în coș și îmi dau seama cât e de pocăită. Păi un pocăit nu-și dă bani pe ceva ce nu satură și nu hrănește, nu? Apropo de băutură, spuneam că fratele Moloș era la adunare și a spus, dacă aveți întrebări din Scriptură, trimiteți un bilet. Și el bătrân și nu vedea bine, a luat un bilet și-l citea. Că un bețiv întreabă dacă e voie de băut beri fără alcool. Dar el trebuia spui că un frate, știi, un frate, că doar... dar el nu știu tot, că un bețiv întreabă că doar un frate nu întreabă asta, nu? Un om plin de Duhul Sfânt cu daruri interesat dacă poți să bei fără alcool. Tot ce am băut a fost pentru sănătate. Sunt la voi, frați, care beu? Eu beu puțin, puțin, cât de puțin. Fraților, hai să ne pocăim. Mai devreme am vorbit de îngerii buni, aici e vorba de îngerii căzuți. Îngerii căzuți sunt îngerii răzvrătiți, care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cu Lucifer, da? Și zice că au venit pe pământ și au ales dintre fiicele oamenilor, sau le-au luat pe cele mai frumoase, s-au împreunat cu ele și de aici au ieșit uriașii aceia. E posibil că și din pricina unor astfel de îngeri, Dumnezeu cere să te pui sub protecția aceasta, sub autoritatea aceasta a bărbatului și sub autoritatea lui Dumnezeu, purtând învelitoarea capului. Îngerii aceștia și azi mai atacă, în ce fel? Nu-și mai pot lua trup uman, nu se mai pot întrupa ca atunci. Sunt atacuri prin vise, demoni numiți incubus și succubus, care în visul tău, în timpul nopții, visezi că ai contact sexual cu cineva. Și când te trezești dimineața, ca și cum ai avut contact sexual cu cineva. Dar ăștia sunt îngerii căzuți, care vin în visul tău și îți dau vise din acestea păcătoase. Da, femeia, nu, asta este una din metodele prin care ea se protejează. Trebuie să-și acopere capul. Întrebare, trebuie să-și acopere capul și noaptea? Din pricina îngerilor căzuți, da. Pentru că asta e protecția. Asta e protecția pe care o lasă Dumnezeu și când noaptea, și când doarme șuția mea și când doarme și noaptea doarme cu batic în cap, nu doarme cu capul gol. Asta e protecția pe care Dumnezeu o dă femeilor pentru astfel de îngeri căzuți. Portarea baticului, bineînțeles, trebuie păstrată și curăția ferestrele ochilor, trebuie păstrate, curate peste zi, ca în felul acesta demonii să n-aibă putere să vină noaptea cu aceste lucruri incubus și succubus, dar și aceasta este o armă importantă pentru păzirea de astfel de atacuri ale celui rău. Vreau să vă spun fiecăruia srorilor, vă înșelați srorilor, vă înșelați din pricina neascultării, pentru că o soră care este pocăită și are Duhul lui Hristos nu trebuie să vină în haine mulatre la biserică, nu trebuie să vină în haine, în fuste scurte de genunche, nu trebuie să poarte chilos cu ață, nu trebuie să meargă la strand, la mare și la alte lucruri. Pentru că chiar și voi, bărbații, puteți cădea în capcana diavolului. Pentru că diavolul vine prin coapsa femeii. Ai grijă, soră dragă, cum te îmbraci? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi cu ungere sfântă. Să aveți grijă chiloții care vi luați pe voi. Pentru că chiloții poate să te aducă turburare în casa ta. Căci rochița ta ascultată nu e binecuvântată. Înțeleg ce spun și vreau să vă las în harul și pacea Domnului. Ai grijă, dragă soră, cum te îmbraci? Ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi.